În nordul litoralului, vântul bătea luni la amiază cu peste 50 de kilometri la oră, lucru care nu i-a speriat nici pe departe pe turiștii veniți la mare. Oamenii spun că au plătit pentru această vacanță și, drept urmare, nu vor lăsa nimic să le strice buna dispoziție. Vă suflă vântul zarurile? Nu, nu! E vreme de plajă aceasta? De plajă e bună, de baie mai prost. Ați intrat în apă? Da. E, nu, e un pic, e mai... până îți dai greața, dar după aia e bun. Apalurile nu sunt cam mari? Nu. Bun, eu cam dată... De unde sunteți? La Bistrița. Și de cât timp sunteți în vacanță, concediu? De ieri. De ieri. O săptămână la concediu. N-ați prins vreme prea bună acum? Păi ieri a fost frumos, azi bate vântul. De mâine încolo vedem ce-o fi. Dar ce să faceți? Dacă ați venit atunci, păi, veniți la plajă? Păi da, nu? Am văzut ce am venit. Să facem baie, să facem plajă. De-abia ne prinde mai ușor soarele. Nu ți-i ții căldura. Dar văd că suflă destul de tare, ridică și nisipul în aer. Asta e, condiții meteorologice. În țară s-a făcut cald, marea fiind mai rece, diferența de presiune se vede. V-ați încumetat să intrați și în apă? Am intrat și în apă, da. Cum sunt valurile? Excelent, un hidromasaj de 500. Nu vă deranjează vântul deloc? Nu, chiar e plăcut. Văd că v-ați așezat și lângă apă. Da, da. Suntem de o săptămână și ceva și chiar astăzi e super. Simțeam nevoia și de așa ceva. V-ați încumetat să intrați în apă? Încă nu. Dar cred că după amiază o să intrăm un pic să ne udăm. Nu, pentru că nu ne aventurăm în larg. Mai multe umbrele au fost dărmate de vântul puternic, iar valurile au luat cu ele prosoapele turiștilor care s-au așezat la mal. Totul spre amuzamentul copiilor, care s-au bucurat din plin de nisipul ud și de valuri. Îmi place foarte mult la mare și este foarte frumos, dar valurile sunt foarte mari. Aproximativ 100 de salvamare au patrulat doar pe plajele din Mamaia și Constanța. Steagul roșu a fost înalțat încă de dimineață, ceea ce înseamnă că scăldatul este interzis. Avem codul roșu, ceea ce înseamnă că este interzis căldatul. Ce facem cu toți oamenii ăștia care intrat în apă? Păi îi ținem până la genunchi, așa, maxim până la brâu. Băieții sunt pe poziții, sunt montați, se intră și în apă, stăm și pe mal, coordonăm, ne mișcăm, suntem atenți să nu se întâmple ceva mai grav. Doar că pentru turiști, dorința de a face baie între valurile înspumate a fost mai importantă decât avertizările specialiștilor, chiar dacă mulți dintre ei nici măcar nu știau să înoate. Sunt, da. Și cum e? Bine, apa e caldă și rieci, mai vin valuri rieci. Nu vă cam întind valurile? Ei, ba da, dar stăm mai la margine. Știți să notați? Nu. Păi și v-ați încumetat așa? Da. Din apa ați intrat, am văzut valuri mari. E bine. E bine, știți să notați, înțeleg. Da. Am prins o vreme super! La Mamaia e cel mai tare! Cum super? Nu vezi ce vânt bate? E mai tare decât la Ibița, la Mamaia. Românii se distrează mai bine decât spaniolii. Ai intrat în apă? Bineînțeles, în fiecare zi. Și pe valurile astea? Nu e nicio problemă, suntem bărbați adevărați. Înțeleg că știi să noți bine. Știu să not, am și minge. Am și colac. Luni dimineață, meteorologii au emis o avertizare de fenomene periculoase valabilă în Dobrogea până la ora 17:30.